Fotbal la CSS Roman la vârsta de, să zic așa, 12 ani. Bine, înainte eu făcusem și atletism și se lega cu echipa școlii, cum era înainte la pe vremea aceea cu Dacia, da, cu așa. M-a văzut un antrenor de la fotbal la clubul sportiv școlar. Și mi-a spus, vrei să vii la fotbal? I-am explicat că sunt la atletism. A vorbit antrenorii între dânsii și m-a lăsat la fotbal. Și de atunci am început să practic sportul acesta frumos și la 18 ani m-am mutat cu totul la Suceava. Am dat, da, într-adevăr, câteva goluri din lovituri libere. Să zic că nu, aici e și noroc, dar execuția în sine a fost deosebită. Și exersai mult după antrenamente? Făceam la antrenament, într-adevăr. Și rămâneam și după antrenament și mai exersam. Luam un portar, mai junior, și făceam un zid și executam lovituri libere. Într-adevăr, când a venit și Nea Marin Barbu ne punea și la antrenament, executam lovituri, cornere, știți, se lucra și la această tehnică. În 99 am făcut pregătirea, am fost la Dinamo și am stat o lună de zile, însă m-am întors înapoi, fiindcă știam că nu juc acolo, eram cumva rezerva celor doi care jucau acolo și n-am vrut să stau pe bancă și mai bine m-am întors la Suceava. A contat că a venit și Nea Marin. Cunoșteam pe Nea Marin, știam ce face, ce antrenamente făcea. Mă înțelegeam bine cu dânsul și tot era ok. Într-adevăr, plecase doi jucători de bază, dar venise Botan, Cojocaru și mai aduc aminte cine. Și făcusem, chiar nu s-a cunoscut că a plecat acei doi jucători, însă noi aveam echipă care jucam de 4-5 ani împreună și ne cunoșteam. Deci nucleul deja era format și ne știam între noi. Foresta, prin golul înscris de la 11 metri, între Peldeva.
va prinde un scris de cojocare. Felicitări echipei Foresta pentru trecerea pe primul loc în clasamentul seriei. Foresta a trecut totuși după ultima etapă disputată pe prima poziție a clasamentului. Deci e un lucru îmbucurător, mai ales pentru moralul jucătorilor. Vrem cu toții, conducere, jucători, antrenori, să menținem cât mai mult acest lucru. Deci ne propunem la următorul meci să nu pierdem și nepierzând, normal că ne menținem în fotole de lider. Cred că pentru o echipă care retrogradează din divizia, ca să ne uităm numai la Satu Mare, Cluj, băieții noștri au înțeles că nu trebuie să fie niciun impact în divizia B. Avem un meci egal în deplasare și o înfrângere în deplasare. În rest am câștigat cele 7 partide disputate. După 9 partide ocupăm locul întâi. Nu a fost ușor și cred că totul se datorează jucătorilor care au înțeles că locul lor este undeva mai sus. Sigur, nu e ușor să ajungi pe locul întâi, dar foarte greu este să te menții pe locul întâi atunci când toate privirile și țintele sunt îndreptate împotriva ta. Eu vă spun că nici nu aveți calitatea să puneți sigilii. Este o imixtiune în activitatea unei societăți comerciale în care dumneavoastră nu aveți nicio calitate să interveniți, nici dumneavoastră, nici organele de poliție. Dar mă rog, hai să sigilăm și să plecăm. În ordin, când se vine, se prezintă în copii. Nici dumneavoastră, nici organele de poliție nu au prezentat ordinul. Nu, nu, n-am primit niciun ordin. Iar un ordin nu are putere de instanță judecătoare într-o societate comercială. Dar asta faceți ce credeți. Pentru că în funcție de cum procedați, vă și plătiți. Acest control, dar mai ales articole care au apărut în presă, le considerăm un atac la ordin împotriva societății noastre și a echipei de fotbal. Prin acest atac consider că să urmăresc două obiective, compromiterea personalităților care fac parte din conducerea societății, atât din AGA și din Consiliul de Administrație, cât și anularea șanselor echipei de fotbal de a reveni în divizia A. Un jucător care nu joacă în lot, ce produce? Cheltuieli stând aici. În același timp, nu poate să revină ca jucător pentru că nu este titular. L-am dat la Câmpina să joace titular și să nu producă cheltuieli cu societatea. Mergem mai departe. Cioloc Alexandru, trecut pe lista de administrare, crezând că putem să-l readucem pe Cioloca, el fiind jucătorul nostru definit pe contractul cu noi. Ce spune Cioloca din 24 octombrie, i-a recomandat evitarea efortului. Luând în dezbatere acest fapt, comisia, comunicatul primit de la federație spune așa, Cioloca Alexandru este jucător definitiv al Foresta Fălghe. A 99 a Comisiei Juridice al EPF și Foresta Fălticeni are dreptul la grilă. Urmează încasarea grilei pentru Cioloca. Noi am făcut un fax și i-am chemat la negocieri întâi, mai demult, nu ne-au răspuns, am revenit. Prin care este jucătorul lui Nord Club Foresta SA până la data de 1-10, definitiv până în 2002, al Nord Club Foresta și este împrumutat până în vară la altă dovadă că nu este vândut jucător.
Trecem acum la cei trei jucători care erau pe această listă de administrare, venea în societate, înseamnă că noi puteam să folosim acești bani în folosul societății. Și o să încep cu Guriță Mihai. Prin contractul de transfer, Oțelul Galați. De la Ligă ne va veni, pentru că astăzi am avut o discuție cu domnul. Deci nu avem datorii în acest sens, ne încasând. Nordclub Foresta are în această listă de administrare 40 definitiv în țară sau temporar sau definitiv în țară sau străinătate. Clubul Astra Puiești va achita clubului Foresta un proces 40% din valoarea transferului. Tot prin acest control vreau să vă spun că am fost amendați, cum nu cred că a fost amendată vreo societate în județul Suceava. Amenzile au fost exagerat de mari, fiind dat faptul că noi puteam primi un avertisment. Puteam să primim o amendă, să o achetăm minim în 24 de ore. Și gândiți-vă, acum când noi ne batem la promovare în divizia, cât de mult contează pentru noi? 80 de milioane amendă date în bazar și 50 date la fălticeni în piață. Dacă am face echivalentul în deplasări, în prime pentru jucători, cam asta este sprijinul pe care îl primim noi local. Eu nu spun că amenzile nu sunt în textul legii. Da, sunt în textul legii. Dar faceți dumneavoastră o comparație. Județul ăsta, orașul ăsta, își dorește o echipă în divizia? Păi dacă își dorește organele de control și cu cei care au dispus controlul, puteau să ne amendeze cu 3-4 milioane, pentru că era pentru prima dată când greșeam. Și ce am greșit? N-am întocmit situația de casă pe o zi. Am depășit plafonul de casă cu o sumă de... Sâmbăta, când n-aveam cum să depunem banii, am depășit plățile către furnizori, plafonul plăților către furnizori. Ce era așa grav? De aici se vede răutatea controlului. De a ne da niște amenzi exagerate. N-am văzut niciun oraș până acum, peste tot tendința, în toată țara, știți și dumneavoastră în presă, este că acolo unde echipe cu blazoane mult mai mari decât Suceava, Arad, nu știu mai care, s-au asociat, Timișoara, acolo unde echipe au căzut, consiliile locale ale municipiului au intervenit și au preluat echipele. La noi avem o echipă care a căzut și e pe primul loc să promoveze și ni se dă în cap. Și este atacat consiliul local pentru că s-a asociat și a făcut această societate, în loc să fie felicitat. Dumneavoastră trageți concluziile și puteți pune întrebări și nu numai nouă, vis-a-vis de ce aceste atacuri atunci când un lucru merge bine. Eu nu vreau să-mi bag nasul în alte treburi, dar pot să pun o întrebare. S-au rezolvat toate datele controlului dispus de guvern la Suceava și a mai rămas fotbalul nerezolvat? S-au rezolvat toate problemele județului și am rămas noi care suntem spre locul 1 și din divizia A să fim opriți din activitatea normală? Un oraș trebuie să asigure pentru locuitori și apă rece și apă caldă și teatru și televiziune și căldură și sport. Sunt orașe care cheltuiesc foarte mult din buget, în mod direct, pentru activități sportive. Noi am găsit o soluție de parteneriat public-privat prin care această activitate se desfășoară de la sine fără a lua bani din buget. Și fără a aduce o diminuare a resurselor bugetare. Cred că acesta este sensul problemei și dincolo de interese politice mărunte și de conjunctură, ar trebui să privim cu realism situația, recunoscând acolo unde avem neîmpliniri și unde avem greșeli și rolul legii este de a controla pentru a îndrepta. Îmi pare foarte rău că trebuie să reamintesc că controlul de legalitate a prefectului are foarte multe valențe preventive, trebuie să ducă la îndreptarea situației, la a transforma aceste controle în anticamera codului penal, adică vânătoare de vrăjitoare, inculpați și alte zornăieli de tipul ăsta care fac exact pachetul de senzațional de care are nevoie mass media. În același timp, cu părțile negative, există atâtea părți bune care ar trebui remarcate.
prin faptul că acest oraș a adus fotbalul în prima divizie, că sunt mii de oameni care intră pe stadion să-și petreacă timpul liber, sunt pline ecranele televizoarelor de faptul că Suceava a intrat în Arena Mare a fotbalului și de faptul că în final toate aceste lucruri sunt ale municipalității. Nici eu, nici domnul Botezatu, nici domnul Marian Ionescu, nici domnul profesor Moldovan, nici domnul Vlădău, n-am câștigat nimic și n-am luat nimic din fotbal acasă, ci am pierdut timp, uneori și bani personali, și mai ales am suportat înjurile nemeritate ale unor oameni care nu aveau dreptul să se comporte așa. S-au simțit la echipă, dar pot să zic că ne-a ajutat ne-a ținut la Marin Barbu, să zic așa, în frâu. Ne spunea că o să vină să vorbească cu noi, conducerea, venea, vorbea, ne amânau cu... Noi am crezut în ei și am mers mai departe și am jucat ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și vreau să facem a doua promovare cu Eugen Huțu. O treabă că am și pline și rămâne puțin așa până numărat la 10. Rusel Meghin și Bălan Nea Marin Barbu i-a adus de la copii și junior, parcă să nu știu de unde, de la echipa a doua și făceau antrenamente cu noi și ușor a intrat în echipă și chiar au prins să joace titular chiar. Jucau amândoi bine, alergau mult, făceau efort. Asta îi plăcea lui Nea Marin Barbu, să facă efort mult. Thank you.
Semighen, te-aș ruga o scurtă părere asupra jocului de astăzi. Jocul de astăzi a fost la început foarte greu, dar după aia echipa a început să joace și până la sfârșit am câștigat cu 3-0. Și mi-a părut bine. Mi-a părut bine de... A fost sau nu în careu penaltiul? A fost în careu, așa, dacă a dat arbitru, 11 metri clar. Cum priviți meciul, deci mă refer la echipă, de la Săcele? La Săcele, oricum, meciul a să fie ușor. Eu suspendat am 4 galbene, nu pot să joc. Eu zic că echipa să câștige, băieții... Și meciul de sâmbătă viitoare cu media? O să fie greu, dar până la urmă o să-i bate și pe ei și suntem promovați. Daniel Bălan, recent ai fost convocat în lotul de tineret al României pentru partida cu Grecia. Într-un cotidian central ai avut cea mai mare notă alături de Cătălin Munteanu. Cum a fost pentru tine această convocare în lotul de tineret al României? Deci a fost, deci eu am fost surprins de această convocare și cred că dacă voi mai fi convocat la acest lot, cred că voi da tot ce este mai bun în mine. Și normal, ca orice jucător tânăr, și-ar dori enorm de mult să joace în echipa națională, alături de jucători ca Chivu, Alin Stoica și mulți alți jucători care joacă la echipe de club internațional mare. Cum a fost întâlnirea cu Hagi și cu Dan Petrescu, ca să nu vorbesc de ceilalți internaționali ai noștri? Normal. Deci, cum să vă spun, deci am fost foarte emoționat să fiu în avion cu jucători de talia Hagi sau jucători care joacă la echipe de club, care joacă în Liga Campionilor. Foarte bucuros am fost de această convocare la echipa națională, în care am întâlnit jucători ce poate nu întâlneam vreodată. Sper să fii convocat în continuare? Totul depinde de domnul antrenor Ion Moldovan. Ce ați vorbit? Care a fost părerea despre jocul tău după meci? Deci, părerea lui a fost una destul de bună, în care un jucător normal venit din divizia a doua, în care cred că am făcut un joc destul de bun în Grecia și se poate chiar mai mult de asta. Trei jucători de la Foresta în careul Metromului, centrare, respinge mingea la Botan și este 1-0! 1-0, excelent, Botan! Am făcut și a doua promovare. Am impresia că atunci a plecat să gândusă pe bai cu în Italia și am mai făcut rău de niște bănuți și ne-a putut să ne mai țină. Domnule antrenor Marin Barbu, vă aflați în preajma plecării în cantonamentul de la Câmpul Lung Moldovenesc cu echipa Foresta, nou promovată în divizia. Cu ce gânduri plecați la drum? Știm cu toții că ne așteaptă un campionat dificil. Normal, gândul al meu și al tuturor cei care iubesc această echipă este să ne menținem în prima divizie. Pentru asta trebuie făcut eforturi la toate capitole, conducere, jucători, antrenori, și sperăm că eforturile noastre vor fi încurnate cu succes. Sunt băieții mulțumiți din punct de vedere financiar și dumneavoastră la UADC? Deci până în prezent nu prea, dar sperăm că odată cu investirea domnului primar al acestui oraș, un susținător
al acestei echipe, lucrurile să intre pe un făgaș normal și cu puțină răbdare eu am încredere în domnul Ionescu că va ajuta mult această echipă și sperăm să ajungem la nivelul condițiilor ca orice divizionară. Marin Barbu, iubitorii fotbalului din municipiul Suceava sunt interesați și dacă în lotul echipei Foresta vor interveni și câteva noutăți. Deci, deocamdată nu sunt prea mari noutăți. Noutatea este că Băicu se pregătește cu Dinamo, iar singurele două certitudini sunt că Ciobotaru de la Precizia Săcele și Iagoru de la Viromet Victoria sunt jucătorii noștri. Restul, cu puțină răbdare, sperăm să facem cel puțin două, trei achiziții de marcă. Bate lovitura liberă, cu efect, lovitura de cap! Fotbal am început la domnul profesor Băltățeanu, Dumnezeu să-l ierte că din păcate a plecat dintre noi, la vârsta de 7 ani de zile. Acolo a fost prima oară când am jucat într-un cadru organizat. Până atunci doar băteam mingea în curtea școlii și în fața blocului. La Foresta, în clasa a 10-a, am fost cooptat în lotul echipei mari, să pot să fac antrenamente cu prima echipă. Țin minte că am început liceul la profil de electromecanic auto, pentru că părinții mei nu voiau să audă de faptul că vreau să dau la liceu sportiv. Trebuia să învăț o meserie. Dar apoi din clasa a 10-a, fiind cooptat în lotul echipei mari, nu puteam face față programului de antrenamente și am reușit să-i conving să mă transfere la clasa sportivă, unde, de altfel, prin prisma faptului că eram la lotul mare, să zic așa, programul era mult mai permisiv. Fundaș central am jucat de la început. O scurtă perioadă la copii și juniori când am început ca atacant. Știți, copiii toți vor să fie atacanți la început pentru că toți vor să dea goluri. Dar, la urmă, antrenorul e cel care decide postul unui jucător pentru că petrece mult timp cu el și vede mult mai bine calitățile și postul care îi s-ar potrivi cel mai bine. Ca și fundaș central în acea perioadă la echipa mare a Forestei, aveai jucători pe care îi apreciai în mod deosebit? Ovidiu Ciobanu a fost unul din, să zic așa, din idolii mei aici la Suceava. Un fotbalist extraordinar, cu o mare calitate tehnică, un fundaș foarte, foarte bun și era și marcator, pentru că Ovidiu Ciobanu, știm prea bine, marca foarte multe goluri din lovitură liberă, din 11 metri, un picior stâng, cum rar mai găsim în ziua de astăzi. A promovat ei, eu atunci, în campania aceea de promovare, către Liga 1, am fost dat împrumut de Foresta la Gloria Buzău și am jucat la Gloria Buzău, de asemenea Liga 2. Dar ei au promovat, mi-a inspirat împrumutul de la Gloria Buzău și când m-am întors înapoi, Marin Barbu a vrut să mă țină la Suceava, am făcut întreaga pregătire cu ei și surpriza mare pentru mine a fost că prima etapă cu Gloria Bistrița am debutat la Liga 1, am jucat titular, am și câștigat 2-0, o amintire foarte frumoasă pentru mine. De care mi-aduc aminte tot timpul cu mare drag. Lupescu nu are niciun culoar pentru un coechipier. Lupescu pierde acest balon. Nu a fost ajutat de coechipier. Botan, autorul celor două goluri cu care Foresta a egalat. Pasează pentru Roberniță. În centru este Păcuran. Roberniță! 4-5-4 pentru Foresta! Incredibilă răsturnare de scor! 5-4 pentru Foresta, Roberniță al doilea gol, 2 goluri Niță, 2 goluri Botan și unul al lui Păcurar, 5-4 pentru Foresta. Dinamo conducea minutul 61 cu scorul de 4-0. Mă sună Crainiciuc,
ce faci, domne? Zic, ce să fac în aeroport? Păi ce s-a... Păi zic, uite, au anunțat. Trebuia să fie ajuns de mult la Suceava. Zic, au anunțat ăștia că e cursa cu probleme, nu știu ce se întâmplă și mai durează. Bine, hai că, uite, trebuie să sun și la ligă. Ce număr vrei? 13. Cum, domne, 13? Număr cu ghinion. Bine, vreau numărul 13. Am eu fix ăsta cu numărul 13, îl vreau pe 13. Bine, domne, să vedem ce zice Huțu, că Huțu e superstițios. Domne, spune-i lui Huțu că eu sunt și mai superstițios ca el și vreau numărul 13. Bine, domne, închid telefon, tai că îmi zic, bă, ce faci, mă, de ce ții, mă, 13? Tu nu știi că 13 e cu ghinion? Că, lasă, mă, tata, dacă îmi place mie 13, jucam cu 13 din când în când, așa, și pe la echipa națională de juniorul UEFA 95, era antrenor Ion Pârcălab și tot timpul intram, dădeam gol, intram, 13, bă, tată, de ce, lasă-mă, bă, tată, în pace, de ce, îmi place mie 13 și cu asta, basta. De într-un final ajung la Suceava, mă așteaptă în aeroport cineva, mă duce la hotel. Când am intrat în hotel, vă dau cuvântul meu de onoare, văd parcă s-ar întâmpla acum. Am intrat în hotel și era un hol de 3 metri pătrați. Pe peretele din dreapta, o hartă. Cât era peretele de mare? O hartă. Cred că majoritatea dintre voi care sunteți de vârsta mea ați prins-o. O hartă în relief, cu formele de relief ieșite așa, ca să vezi mai bine unde sunt munții, lanțul carpatic și carpații nu știu care, meridional și... Că m-am uitat pe harta aia și am văzut Bucureștiul, că era mai în... mai în josul hărții așa și aia cum era mare pe tot peretele, cât de cât la nivelul meu, așa un pic mai sus. Am văzut Bucureștiul și mă uit și urc. Bă, nu mai dădeam de Suceava. Când ajung la capătul hărții, aproape de tavan, văd acolo Suceava. Mi-a venit să plâng. Recunosc că nu știam că e atât de departe. Stadionul Arhi, primul șoc. După hotel, hartă, primul șoc în ziua meciului. Stadionul Arhiplin. Toată lumea, Suceava, zic, bă, zic, uite, bă, ca la televizor. Nu jucase niciodată cu atâta lume în tribună. Unde jucasem eu, veneau nevestele, prietenele, familia și câțiva suporteri, așa, 200, 300. Zic, mamă, ce frumos aici, bă, s-a făcuse pielea de găină pe mine. Zic, ia uite, bă, divizia aia, ce înseamnă, ce, acum... Da, a venit Robertniță, deci atunci când a fost cel mai bune rezultate, le-am avut cu Robert, care era un, să zic așa, un tehnician foarte bun. Se lipea mingea de dânsul, șuta bine la poartă, dar când îl vedeai în teren, îl dai doi bani pe el, cumva, la fizicul care îl avea, însă avea execuții foarte bune. Da, a fost un tur de excepție. Țin minte că jucam și cu FC Național, l-am câștigat cu 4-1, am condus ei cu 1-0, însă când se termina meciul simțeam că mai putem să mai alergăm. Așa, pregătire bună făcuse Nea Marin și orice echipă care veneau aici, îi tăvăleam, îi sunt acum la efort. Și jucați și frumos, cu mingea jos, nu aveați un joc. Da, avea jocul lui Nea Marin, presupunea multe pase, nu neapărat să atacăm poarta cum aveam pasă lungă, numai pase scurte și s-a alergat bine și era, aveam și echipă care, v-am zis, care se avea un nucleu format și nișteam unii pe alții. Deja jucam împreună de ceva timp, au fost
puține modificări în echipă, în mare parte s-a păstrat nucleul de bază de jucători și au fost întăriri doar pe anumite posturi din echipă unde aveam nevoie și întăriri care, să zic așa, au venit cu jucători valoric foarte, foarte buni care au ridicat nivelul echipei. Jocul de asemenea era unul spectaculos. Păi, țin minte, bătusem Petrolul acasă parcă un 3-0 unde practic am dominat jocul de la cap la coadă. Bătusem un Rocar 4-1. Lumea era fenomenală, atmosfera era incredibilă. Niște amintiri grozave. La mijlocul săptămânii, un tânăr de 23 de ani de la Buzău o declarație care nu a fost luată în seamă mai de nimeni. Tânărul este Robert Niță și atacantul Forestei a întrebat ce va face echipa suceveană în partida de la București cu campioana Dinamo. Sperăm să facem un joc cât mai bun și de ce nu am reușit și noi ce au reușit alte două formații în acest tur de campionat, să învingă pe Dinamo și cred că am face istorie dacă am învinge pe Dinamo duminică sâmbătă. Niță și toți ceilalți UCV nu puteau însă nici măcar să viseze modul în care avea să se dispute partida de pe Dinamo. În istoria de peste 70 de ani a diviziei A nu a mai avut loc o astfel de răsturnare de scor, precum cea care s-a petrecut în repriza a doua meciului Dinamo-Foresta. Precedentul record era deținut de Steagul Roșu Brașov din 1957, când a reușit să câștige pe stadionul fost 23 august în fața Rapidului cu 4-3, după ce cu 5 minute înainte de final era condusă cu 3-1. Pe Dinamo, surprizele s-au ținut lanț încă de la început, atunci când Ionuț Lupescu a apărut fără banderola de capitan, aceasta fiind purtată în continuare de Mihalcea. Cornel Dinu a spus că a fost decizia jucătorilor. După 10 minute, Dinamo deschidea scorul prin Tinel Petre, la un corner executat de Munteanu. Dinamo confirmă jocul excelent pe care l-a făcut în cupă cu Universitatea Craiova și este aproape de 2-0 la bara lui Mihali. Un scor ce apare pe tabelă la 5 minute după ratarea lui Mihali, când centrarea lui Tinel Petre este retrimisă în fața porții de Lupescu și Mihalcea înscrie un gol dedicat memoriei lui Cătălin Hârdan. Marin Barbu nu renunță, deși echipa sa este în cor și pleacă la cabine cu dezavantaj de 3 goluri, Tameș înscriind golul zilei la centrarea aceluiași Tinel Petre. Imediat după reluare, meciul devine anos pentru spectatorii neutri, Dinamo marcând un nou gol prin Marius Nicolae. Nimeni de la gazde nu se mai supără atunci când lui Mihalcea, arbitrul Marian Salomir îi refuză un penalti. Niciun de la Mavis nu ia în serios nici golul pe care îl banchează în minutul 62, Robert Niță. La Dinamo apare o mare problemă în defensivă când Mihali, accidentat, iese de pe teren și Cornel Dinu îl retrage pe Lupescu ca libero. Mihalcea creează faza de 5-1, însă ține să o finalizeze tot el și portarul introdus la Foresta în repriza a doua, Ciobotaru, blochează. Peste 2 minute, Dinamo primește un semnal de alarmă când Preda apără șutul periculos al lui Niță. Dinamoviștii sunt mult prea relaxați și ratează nepermis prin Munteanu după excelenta centrare a lui Bolohan. La nici 5 minute după această ratare, păcurarul învinge din nou pe Preda după ce Niță se joacă cu doi fundași ai lui Dinamo. Era ceva mai mult de un sfert de oră și încă nu se putea anticipa finalul halucinant. La 2 minute de la golul lui Păcurar vine reușita de 4-3 a lui Botan după o combinație cu același Păcurar. Lovitura de teatru pare a fi dată cu 8 minute înainte de final, când tripleta Ene Păcurar-Botan aduce egalarea în fața unei asistențe stupefiate. Dinamo are prima sa replică în tot acest iureș al sucevenilor când Lupescu trimite periculos din careul Forestei. Același Lupescu pierde însă o minge în minutul 90 în fața lui Botan, acesta îl lansează pe Niță și face istorie, așa cum declara înaintea partidei, când nimeni nu lua în seamă. Despre istorie a vorbit și Cornel Dinu la conferința de presă de după meci. Sigur că sunt două lucruri diametral opuse de vorbire. Echipa a jucat bine 60 de minute și chiar 70 de minute, ceea ce înseamnă construcția. Dar seninătatea sunt poate niște inexactități ale atacanților, dar de aici n-ai voie să primești 5 goluri în poartă. Nici dacă se dorea, cred că nu se putea ajunge la o astfel de situație. Vă repet, după părerea mea, este un rezultat care se petrece la câteva decenii în fotbal. Dar inadmisibil. Eu, oricum pot fi lovit, am mai fost lovit, dar tot orice este posibil. Asta este meseria noastră. Le-am spus că și-au bătut joc de munca lor până acum. Ei,
Eu au dus echipa până aici, ei sunt responsabili și cu, și cu victoria, dar tot ei sunt responsabili și cu înfrângerile rușinoase. Poate aceste lucruri pe unii i-a făcut să se trezească și să jucăm bine a doua repriză. Tot timpul când jucam Steaua, Dinamo, Rapid, jucam la ei acasă, să nu luăm multe. Să nu luăm multe și facem un joc frumos, să ne facem de râs cumva. Am intrat în teren și prima repriză 3-0. Ne-a dus în cabină, a zis dacă mai luăm vreun gol, Neamari ne-a zis dacă mai luăm vreun gol, veniți pe jos acasă. Da, venim pe jos acasă. Ne uităm la acum să vedem când avem tren ca să ne întoarcem acasă. Am vestiar, a început să dea mare șutul, că ăștia la pauză, i-a sunat Husu, Crapule și că Marin v-ați luat bagaje și ați plecat, spunea lui Mircea. Gata, plecați când să nu vă mai văd pe aici. A venit ăsta prin vestiar, a mai luat la palmă, pe doi la drași de copchii, a mai așa, dacă mai luăm gol, ați terminat-o cu mine. La pauză a fost un fiasco total în vestiar, pentru că ții minte că Marin Barbu arunca și troznea în toate direcțiile, dar așa este, când primești 4 goluri și tu nu pui niciun fel de problemă, se cerea o astfel de ședință mai aspră la pauza meciului. A pauză, scandal! Sticle aruncate, scaune rupte, bă, acum eu ce să... Nici nu prea o atinsesem, am atins-o de 3 ori când am început-o de la centru și încă de câteva ori așa. Cred că nici nu prea am ajuns pe la poartă în prima repriză. Am ieșit noi afară, până ajungem la bancă s-a făcut 4-0. Hai, Doamne! Ne-am pus noi pe bancă, până că ne umflăm de mult, am spus, 4-0 la minutul 46. Și jucam din amă de spărgeau. Am intrat mai montați a doua repriză. Țin minte că la primul gol oarecum ok, nu luăm 4-0, am marcat un gol, hai că nu e rău. Apoi la 4-2 deja spuneam că chiar e bine, 4-2 să pierzi la Dinamo, hai că merge. După care s-a făcut acel 4-3. Când revii de la 4-0 și faci 4-3, cu siguranță adversarii intervine în psihicul lor o oarecare teamă. Pe la 4-3 sau la 4-4 îi auzeam pe ea. Auzeam pe Lupescu, auzeam pe Preda din poartă, bă, să ținem de ea, mai era Răducioiu, Cernat, Mihalcea, echipă bună. Bă, să ținem de ea, țipa Preda din poartă, ținem de ea, că e nasoală. Când am văzut așa, zic, ăla a fost momentul la 4-3 sau 4-4, când am simțit că putem să... Și eu țipam la ei mai tare. Hai pe ei, hai să le mai dăm. Haide, bă, că se poate. Haide. Clar încurajați de această schimbare, modificare de rezultat, cu mai mare încredere în noi. Nu aveam absolut nimic de pierdut. Și jucam. Și jocul a decurs în așa fel încât s-a făcut 4-4. La 4-4 a fost o reacție pe banca de rezerve și în teren incredibilă, pentru că practic egalasem. Foarte mare bucurie și acum țin minte că am sărit pe banca de rezerve la 4, la cel 4-4 când s-a marcat golul 4 și Mircea Crainciuc, directorul sportiv atunci de la acea vreme, i-a și spus lui Magiun, lui Neamarin, fii atent că îi și bate. Vă dați seama că era greu de crezut că chiar într-adevăr îi vom și bate, dar uite că astrele s-au aliniat și cu puțin noroc și cu moral bun și cu jucători de mare calitate, jucători de execuție, pentru că într-adevăr au fost niște execuții de adevărați fotbaliști. Și 4-4, o pasă lungă, o preluare foarte bună, control al balonului în regim de viteză bun, șut cu interiorul, colțul lung, 4-5, Roberniță Golden Boy cel mai bun, câinii cu botul pe labe. Am rupt. M-am dus pe centrul terenului acolo, că era cineva care mă tot complimenta. I-am făcut semn să cioc cu mic,
M-am uitat un pic așa și la Barbu, că era nervos la pauză, dar pe bună dreptate. Și s-a terminat meciul. După câteva minute, final. M-am dus pe gard acolo cu un fular, că suporterii adevărați care erau la Suceava și sunt peste tot, și la Rapid, și la Steaua, și la Dinamo, și la Craiova, la ăia, bă, care veneau de la Suceava, săracii, și câțiva, un autocar sau câți veneau. Bă, păi cum să nu te duci la așa rezultat, să te bucuri cu ei acolo pe gard, să se simtă și oamenii, cum îmi plăcea mie că mă bag în seamă și mă simt important. Păi nu te duci, bă, și la ei? Mi-a aruncat unul un fular cu fularul pe gard, pe acolo, în vestiar. Bucurie, bă, și îl văd pe Barbu că s-a uitat la mine și încep să dau cu pumnul în faianță, așa. Pa, pa, pa. Ce ai, mă, nebunule? Ce ai? Și acum ești nervos? Zic, nu-ți vizez cartea de muncă. Ce ai zis, mă? Zic, ți-am pus ștampila pe cartea de muncă să mai stai antrenor puțin, că ai grijă cum te porți cu mine. A mers la bulevard, acum ne-a mitică care era caracterul lui Dumnezeu, ne așteptam față la cercul militar cu lăutari. Am coborât din autocar, au început lăutarii să cânte cu vioara, cu acordeonul, cu... Am blocat circulația. Aveam antemergător de la poliția, a oprit poliția să ne parcheze acolo. Au început aia să cânte, să uita și polițiștii, le plăcea și lor ce, să mai făcea semn la mașini să treacă. Am intrat cu alaiul la hotel, la bulevard, vă dați seama, bucurie! La bulevard, până jos, la gogoșerie unde mâncam noi gogoși de alea cu ciocolată, a pus ospătarii de sus până jos, pe două rânduri, cu șampanie, tăți în... și ne-a băgat până într în hotel. Dai seama că a fost frumos. Bucuria de după meci a fost una mare. Vă dați seama, ținem minte că de la stadion, niște faci mare, ne-am întors înapoi la hotel, la hotel Boulevard, unde eram cazați și ne-au așteptat chelnerii de la hotel cu șampanie, chiar când am coborât din autocar, cu niște lăutari și, să zic așa, ne-au întâmpinat încă de la coborârea din autocar. Normal, am luat cina și ne-am pornit spre Suceava, dar atmosfera după un astfel de joc, vă dați seama că era fenomenal, adică pur și simplu simțeai că putești. Ne-au cântat lăutarii vreo oră, că Lubaru îi plăcea lui Caterinca și șprițul și lăutarii, dar când era cu noi. A, că se ducea el singur sau el cu mine, el cu tine, el așa în cadru mai restrâns, e de șpriț, e de Caterinca, e super băiat. Așa când e cu echipa și cu aia nu poți să... Na. Și Dulău și Caterincos. Știa și când să facă o glumă, știa și când să bea o bere, știa când să-i mai dea un pumn și lui Semeghin sau lui Botan sau lui Bălan să-i îngenuncheze în bazin. Le știa pe toate. Uns cu toate alifiile.